Mărturiile Calvarului. Spectacol radiofonic de Andrei Burac, după o idee de Giovanni Papini. Episodul 3. Urechea lui Marcu. Ai venit la masă, Ezechia? Ai venit, Ezechia, cam de vreme. Umbra soarelui încă nu a ajuns în pragul casei. Da, mama. Ești cumva tulburat de ceva? Și da, și nu. De ce nu răspunzi că vorbesc cu tine? Păi, vorbesc, mama. Dar știi bine că mai mult îmi place când mi se spune Marcu și nu Ezechia. Iată de ce. Da, îmi place mai mult când mi se spune Marcu. Marcu, Marcu, adică stăpânul. Da, stăpânul. Și de ce nu? Așa cum toată lumea îmi zice la templu. Băiatul mamei, băiatul mamei. Așa zic cei care te lingușesc.
cei care depind de tine. Femeile rele, știind că ești cel mai de încredere servitor al marelui preot. Și de ce nu s-ar teme de mine, mamă? Să se teamă că pe lângă faptul că sunt omul de încredere la templu, mai sunt și cel mai voinic acolo. Tu ești nu numai voinic, ci și înalt, viguros, plăcut la vedere. Da. Dar cu adevărat stăpân pot să fii numai la tine acasă? Și acasă și nu numai. Dar mai unde încă? Și stăpân pe țară, de exemplu. Ce? Stăpân pe țară? Tu? Fiul unui paznic de la templu? Să știi că m-ai înveseliet astăzi, zău. Mamă, să nu râzi. Da. Sunt nu numai omul de încredere la templu, ci și confidentul marelui preot, confidentul lui Caiafa, atotputernicul. Ei, și ce? Caiafa deseori mi-ascultă sfaturile, mamă. Nu cumva deja ești și stăpânul Ierusalimului? Și de ce nu? De ce nu? Și unul dintre stăpânii Ierusalimului. Ei, băiatul mamei. Deși ai de acum 30 de ani împliniți, dar tot cu minte de copil ai rămas. Mamă! Nici până acum n-ai înțeles că nu poți fi stăpân pe nimeni și pe nimic decât pe propria ta persoană. Mamă! Lumea e rea, să știi. Lumea e lingușitoare și ipocrită. Ea te poriclește, Marco, doar ca să-ți placă ție. Să te amețească, să te rătăcească, să te zăpăcească. Lasă, mamă, lasă că mai vedem noi ce e și cu lumea asta. Ei, și ce o să mai vedem? O să vedem noi când o să sosească și ceasul meu, mamă. Ocazia mea solemnă, când o să pot să-mi fac cunoscută adevărata mea valoare. Și atunci... atunci o să ies în fața poporului pentru a-mi deschide drum spre o soartă mai bună, mamă. Of, prostul mamei prostoță. Ia stai, mamă, ia stai și ascultă. Stau și te ascult, dragul mame, te ascult. Așa. Și să nu cumva să crezi că eu, mama ta, îți doresc vreun rău. Dar... nu, spune. Dar dacă porecla aceasta care mi s-a dat este... o profeție. Ce? O profeție? Da, o profeție. Și de ce nu aș ieși și eu într-o bună zi în fruntea poporului, precum ies alții? Ca până la urmă să te alegi și tu cu o coroană pe cap, nu? Ba chiar și cu un tron, mamă. Ei... Doamne, măi, băiete, băiețele, astăzi, hai. Ce zi a săptămânii? E miercuri sau joi? Păi e joi, după câte știu eu. Deci astăzi e zi de joi. Știi ce am aflat eu azi dimineață la templu, mamă? Și ce ai aflat? Că de asta am și venit mai devreme acasă ca să-ți spun. Păi bine, spune-mi. Când Caiafa vorbea cu cineva, am tras cu urechea și am înțeles că astăzi seara... când trebuie să fie prins... Cine? Cine să fie prins? Șeful unei bande de eretici. Cine? Un înșelător, mamă. Un oarecare mesia venit din Galileea. Am înțeles că va veni cu o escortă de oameni înarmați ca să distrugă templul. Ce? Să distrugă templul? Da, mamă. Și poate chiar mai mult... să dea dreptate poporului care permanent e nemulțumit, permanent murmură și atunci... atunci ce? Și atunci, iată ocazia pentru mine, mamă, ca să înceapă o nouă istorie. O nouă istorie? Da, mamă, o nouă istorie. Iar acum fug înapoi la templu. Sunt foarte grăbit. Stai puțin. Stai, uite că și mâncarea e gata, imediat te hrănesc. Nu,
Se apropie timpul când Caiafa ia masa și doar spre sfârșitul mesei mai poți obține ceva de la el. Și ce vrei tu să obții de la Caiafa? Îți spun când mă întorc, mamă. Acum plec. Ezechia! Nu, mamă, nu! Ezechia! Ce vrei tu de la Caiafa? Nu, mamă! Nu Ezechia, ci Marcu! Marcu! De azi înainte și dumneata tot Marcu să-mi zici, așa cum sunt numit de toți la templu, cum voi fi numit de toți în Ierusalim. Astăzi bucatele au fost ceva mai plăcute decât ieri. Stăpâine, doriți să gustați și un vin de Galileea? Vin de Galileea? Da, stăpâne, administratorul a cumpărat chiar astăzi de la piață un vin. Un vin de câțiva ani vechime, foarte aromat. Vin de Galileea nu doresc, Marco. Da, stăpâne. Ce-i cu mutra asta ta de cerșitor? Stăpâne, hai, spune. Aș vrea. Nu știu, hai, spune. Pot să vă cer o favoare? O favoare? Da, stăpâne. Să vedem ce fel de favoare îmi ceri. Stăpâne, mi s-a spus că astă seară trebuie să fie prins un dușman al tău. Dușman al meu? Da, stăpâne, dușman care noaptea se ascunde în apropierea Ierusalimului. Dușman al meu? Exact. De ce tu, Marco, crezi că eu, Caiafa, marele preot, aș putea avea dușmani? Stăpâne, te ascult, te ascult. Hai, spune, spune ce ai de spus. Stăpâne, ai putea să mă pui pe mine în fruntea oamenilor care vor merge să-l aresteze. Nu cred, Marco, că lupta va fi periculoasă așa cum îți închipui tu. Niciodată nu poți ști din timp cum poate fi o luptă. Lui Segane s-ar cuveni onoarea pe care o ceri tu. Lui Segan? Da, lui Segan. Dar nu merită să-l deranjăm pentru duzină de galileeni. Așa este, stăpâne, nu merită. Deci, du-te tu și succes la vânătoare. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc mult, stăpâne, îți mulțumesc. Ridică-te și slăbește-mă cu îngușelele. Marco. Da, stăpâne. Ia cu tine pe cine vrei. Am înțeles. Înțelege-te cu Iuda Iscarioteanul. Așa voi face, stăpâne. El o să vă conducă și să vă arate pe cel ce trebuie prins. Așa voi face, stăpâne. Îndată ce le vei prinde. Așa. Adu-l imediat la mine. Am înțeles. Când îți vei strânge trupa, niciun caz să nu apelezi la cineva din gărzile templului, ai înțeles? Am înțeles, stăpâne. Nimeni de ei nu trebuie să se amestece în aceste acțiuni mărunte. Nimeni nu trebuie să se expună la contact necurat. Da, am înțeles, stăpâne. Înțeles, apoi. Totul trebuie să se facă în secret. Am înțeles. Poporul să nu afle nimic. Așa e, poporul să nu afle. Voi face totul
cu multă discreție. Și să fii cu ochii în patru. Am înțeles. Și să nu cumva să iei pe cineva suspect. Nu, nu. Care ar putea să-i previne pe... Am înțeles, stăpâne. Pe ucenicii apreciatului fiului David. Așa este. Ia-ți admiratorii tăi, ia-ți ponegritorii. Am înțeles. Ia servitori din templu. Din templu? De aici, din templu. Da, te cunoști bine. Da, stăpâne. Marco. Ascultă, stăpâne. Ia-ți prieteni. Bine. Ia oameni ce hoinăresc noapte și linevesc ziua. Am înțeles, stăpâne. Hai, pleacă. Îți mulțumesc, stăpâne. Îți mulțumesc până la pământ pentru încredere. Pleacă. Și mă grăbesc să-mi anunț mica mea gardă. Ascultă numai și numai de comanda mea. Acum să vedem cât suntem la număr. Așa, 3, 7, 12, 19, 25, 32, 44. Aproape 50. E bine. E foarte bine. Suntem de ajuns. Și acum... să vedem și cu ce arme ne ducem la luptă. Fiecare dintre voi să-și arate arma cu care s-a prezentat. Bâtă, 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 spadă, baston. Avem și o lance. Bine. Spadă, bâtă, baston. Lasă că nu-i rău. Chiar e foarte bine. Pentru importanta misiune care ni s-a încredințat, toate făcliile să fie luate de cei mai tineri. Ați înțeles? E târziu. S-a făcut cam răcoare. Să-mi iau și eu mantala. E miez de noapte și Iuda Iscarioteanul încă nu vine. Nu cred. Nu cred să se fi întâmplat ceva. Toți stau pe loc. Deschid eu. Cine e acolo? Eu sunt. Deschid. Cine e eu? Eu, Iuda Iscarioteanul. Intră, Iuda! Ești așteptat! Putem merge? Întreaga trupă e gata de luptă. Putem merge! Am ajuns și în colina măslinilor. Toată lumea se oprește. Atenție la mine. De acum încolo trebuie să fim și mai prudenți. Voi 10, adică nu, 15, o să mergeți până la ținta pe poteca de măslin din stânga. Clar? Clar! Voi, tot 15 lucrători, pe poteca din dreapta. Ceilalți, după mine pe cea din centru. Numai astfel, cu siguranță, vom împiedica fuga iramicilor. Să fiți atenți. Îl voi saluta. Să fiți atenți. Iar
cel ce-l va săruta Iuda să nu-l atingă nimeni. Vreau să fiu eu primul care îi va lega mâinile la spate. Voi ceilalți vă ocupați de însoțitorii lui. Iar acum să mergem. Atenție! Ei sunt! Pe cine căutați? Pe Iisus Nazaretianul! Eu sunt! Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă, ca să se împlinească cuvântul. Că te tai în bucăți cu spada asta. Să nu te ating, ți-am spus. O băclie, dați-mi o băclie mai repede. O băclie. Dihanie bărboasă ce ești, mi-ai tăiat o ureche, urechea mea. Urechea mea cea dreaptă mi-a tăiat urechea din norocitul. Iată, mi se scurge sângele. Atâta sânge. Să nu mă atingi, să nu mă atingi. Nu pune mâna pe mine, profet înșelător ce ești. S-a oprit. Mi s-a oprit sângele după ce m-a atins profetul și durerea a dispărut. Nu mă mai doare așa cum mă durea. Dar urechea, urechea, unde-i urechea, urechea mea cea dreaptă? Făclia, mai dați-o făclie. Luminați aici, în iarbă, aici și aici. Ia să vedem și aici, printre pietre, mai la dreapta, aici. Ia. Însângerată urechea mea, urechea mea. Dar unde-s? Unde s-au dus ceilalți? Fără mine s-au dus. Și băiatul cu făclie s-a dus după ei. Numai eu, Marco, am rămas aici, singur. Sunt, mamă. Imediat deschid. Imediat.
Dar ce s-a întâmplat de bați atât de tare? Mamă! Ce e cu tine, fiule? Mamă, mi-au tăiat o ureche. Cum adică ți-au tăiat o ureche? Ce n-am drăznit? Mi-au tăiat urechea dreaptă, mamă. Cine? Profetul acela înșelător de care mi-ai vorbit ți-a tăiat-o? Nu el, mamă. Un însoțitor de-a lui. Un blestemat de bărboas. Ia de să văd, ia de să văd. Iată, mamă. Iar după ce bărbosul mi-a tăiat-o cu spada și a început să curgă sângele și-o voi, Mesia înșelătorul m-a atins cu mâna. Te-a atins cu mâna? Da, cu mâna. Ca după aceea imediat să mi se ia durerea și sângele mi s-a oprit. Dar aici, în locul unde a fost urechea ta, nu văd nimic decât o deschizătură curată. Asta e. Blestemații să-mi taie ei urechea, să mă lase ei fără de ureche. Hai, hai, liniștește-te, dragul meu, liniștește-te. Ți-au tăiat-o, ți-au tăiat-o. De acum ce să le mai faci? Eu, Marcu, fără o ureche, ca un hoț ordinar, ca un sclav însemnat. Hai, liniștește-te odată-te. Mamă, mamă, nici măcar n-am putut să mă apăr. Parcă mă fermecase cineva. Dar poate că el, acel Mesia, te-a fermecat. Nu mai știu cine, dar parcă-mi surbise cineva toată vigoarea din mine. Și cum să mă arăt eu acum la palatul lui Caiafa fără o ureche? Mamă, te ascult, fiule. Mamă, da. Să nu spui nimănui că eu am rămas fără o ureche. Doamne, dar nu mai spun nimănui. Pot să stai fără nicio grijă? Mamă, mamă, jură. Jură că nu o să spui nimănui. Te rog din suflet. Jură, te rog. Jur, jur. Nu mai te rog, liniștește-te. O să trebuiască un timp să stau închis în casă. Oricine m-a căuta, oricine ar întreba de mine, spune-le că nu sunt acasă și basta. Spune-le că nu știu unde-s, că nici dumneata nu m-ai văzut de mult timp. Dar urechea? Unde-i urechea? Ce-a rămas acolo? Nu, e aici, în buzunar, însângerată. Urechea mea cea dreaptă. Vai, vai, vai. Ați găsit pe Ezechie sau cum mai ziceți voi, pe Marcu? Nu, stăpâne, nu este nicăieri. L-ați căutat peste tot? Peste tot, peste tot, stăpâne. Și astăzi am trimis oameni să-l mai caute încă o dată acasă. Și nu este? Nu este. Nici măcar maică-sa nu știe unde-i. Nici vecinii lui, nici prietenii. Nimeni nu știe nimică despre el. Poate l-a văzut cineva la crucificarea profetului înșelător. A fost întrebată mai multă lume. Și? Au fost întrebați și prietenii lui și nimeni nu l-a văzut nicăieri. Nici la crucificare și nici de sărbătorile de Paști. Numai prietenii au fost întrebați? Nu, stăpâne. Nu numai prietenii, ci și dușmanii lui. Și nimeni nu ne-a putut spune nimic.
Deci, noi. Așa este. Nimeni nu ne poate spune nimic. Din acea noapte de când a fost arestat Mesia Înșelătorul, nimeni nu ne poate spune nimic. Dacă nu apare într-o zi, două, să-mi trimiți un alt servitor. Ascult, stăpâne. Neapărat așa voi face. Un alt servitor. Tot atât de credincios ca Marco, cred că n-o să mai puteți găsi. De nu înțelegi, dumneata, că eram doar la un pas de marele meu noroc. Nu înțeleg. Și să mă comport eu ca un laș. Nu mai ești un laș. Noaptea aceea ar fi putut fi pentru mine prima pornire spre putere, mamă, și spre triumful meu. De ce nu? De ce nu? Dar totul până la urmă s-a sfârșit cu o rușine și cu o fugă. Acolo, acolo pe loc trebuia să mă răzbun, acolo pe loc. Pe acel Petru furios trebuia să-l străpun cu spada sau să dau ordin să fie arestat și el. Dar iată că n-am făcut-o. Și nici până astăzi nu pot înțelege ce s-a întâmplat cu mine în acea clipă fatală. În minutul acela parcă mă transformasem în cel mai neputincios om din lume. Parcă eram un olog, un calic, un om bolnav. Împierise vigoarea trupului și cea a sufletului. Poate zic, acel Mesia închipuit te-a fermecat. Acel Mesia, zici? Știu, eu am zis și eu așa. Dar atunci de ce l-a certat pe Petru, pe ucenicul său? Și apoi acel Mesia m-a vindecat cu atâta milă. Să apară în fața lui Caiafa fără o ureche. Caiafa, care atât de mult mă iubește. Cum să mă arăt eu în fața admiratorilor mei care mă iubesc atât de mult? Fiecare din ei cred, au crezut că sunt sortit unui destin măreț. Cum pot să apar eu în halul ăsta la palat? Să mă răzbun. Trebuie să mă răzbun. Dar cum? Pe Mesia. Să mă răzbun pe falsul Mesia. Bine, dragul meu, parcă ți-am spus că falsul Mesia, acel care te-a vindecat, cum spui tu, a fost pironit pe cruce. Așa? Da? Păi ți-am mai spus-o de atâtea ori. Și lumea care a fost de față vorbește că el, Mesia, a suportat chinurile cu plăcere. Cu plăcere? Cu plăcere, zici? Așa zice lumea. El, anume el, a fost prima cauza a nenorocirii mele. Și tot târgul vorbește că și unul Iuda. Iuda? Acel care și-a trădat propriul său învățător? Da, acela. Dar care altul? Lumea vorbește că și Iuda s-a spânzurat. S-a spânzurat. Da, de un copac. Și bine.
Bine că s-a spânzurat cu un martor mai puțin. Tot Ierusalimul vorbește că Iuda s-a spânzurat pentru că l-a trădat pe învățător. Avea, are mușcări. Da, cu un martor mai puțin. Dar pe unde ori fi umblând ceilalți ucenici ai defaimatorului din Nazaret? Mai ales turbatul de Petru, care m-a adus în halul în care mă aflu. Trebuie să mă răzbun, cu orice preț să mă răzbun, măcar pe el, pe Petru. Pe Petru, da. De Petru, de dânsul, nu ai auzit încă nimic? Cum să nu aud? Am auzit? Și ce anume ai auzit? Lumea vorbește că Petru a fugit în Galileea. Așa, dar ceilalți, ceilalți unde sunt? Și ceilalți au fugit cu dânsul? Tot târgul numai despre asta vorbește. Așa, deci Petru a fugit în Galileea. Unde-i? Mata, nu știi unde-i? Iar cauți zdreanța aceea de ureche. Aceasta nu-i numai urechea mea, mama. Aceasta e și rușinea mea, cum de nu înțelegi? Of, nu era îndeajuns că era uscată la soare. Mai trebuia să dau și un pumn de bănet negustorului egiptean pentru balsam. Iată. Urechea și rușinea mea. În fiecare zi trebuie să o am în fața ochilor. Ea trebuie să-mi amintească zilnic, zilnic de datoria răzbunării. Zilnic, mamă, zi și noapte, mamă, zi și noapte. Ezechia? Ce-i, mama? Ce s-a întâmplat? Cât să mai stai tu așa închis în casă? Mamă! Cât? Toată primăvara și toată vara ai stat închis. Mi-a adus un pumn de făină în casă. O să murim de foame. Am mâncat tot ce am avut în casă. Iată, m-am dus dinzi de dimineață în târg, la piață. Poate fac rost măcar ceva legume ori fructe. Și m-am întors acasă doar cu câteva smochine. Cele de pomană ca unul câine. Nimeni nu vrea să mai dea nimic pe datorie, nimeni. Poate mai încerci la vreo rudă. De cât mai pot cere? Cât? Mi-e rușine să mai cer. Toată lumea știe că sunt o vădăvă săracă și oricât aș lua pe datorie, nu o să mai pot niciodată întoarce înapoi doar. Și azi? Azi ce mâncăm? Ce mâncăm? Mai sunt vreo doi pumni de fasole într-un coboc și atât. Și acele sunt mâncate de gârgăriți. Iar dacă ți-e atât de tare foame, du-te tu în târg și poate faci tu rost de ceva merinde. Fără o ureche? Ei, și ce dacă ești fără o ureche? Să ies din casă ca să râdă lumea de mine. Nu, mama. Nu. Și de ce ai ieșit neapărat ziua, când totul se vede? Poți ieși mai pe înserate, ori chiar noaptea, pe drumuri mai dosnice. Și
Apoi mai acopere-ți și tu rușinea aia cu gulerul mantal. Bine, și dacă totuși cineva observă că nu am o ureche, vrei să mă ia drept un bandit, drept un calumniator sau tâlhar? Și apoi, nu uita, mamă, că încă nu sunt însurat. Asta-i, că nici măcar însurat nu ești. Până la nenorocirea asta, umblau muierile droaie după tine. Iar acum nici măcar casa nu are cine să ne măture. La urmă urmei, ești bărbat în toate puterile și trebuie să ieși și să agonisești și tu măcar un pic de pâine. Mamă. Ia și tu fâșia asta de țesătură albă. Înfășoară-o în jurul capului. Așa? Aha, uite așa. Un fel de turban ca la preoți. Și mutilarea rușinoasă nu se mai vede. Și du-te, du-te. Chiar acum ia du-te pe la domn. Du-te la negustori, la cine vrei și oferă-le serviciile pentru ceva de mâncare. Bine, mamă. Gustărică, cumpărați gustărică, azi cu bani, mâine fără bani, cumpărați! Hei, șmecherul! Gustărică, gustărică, cumpărați gustărică, azi cu bani, mâine fără bani! Și când vii mâneci, că azi încă nu-i mâine! Cine are monede, schimbăm monede, schimbăm monede! Cumpărați arșințe, se joace și cei mici, arșințe! Ia te uite la acela! Ce-i cu dânsul? Legat cu o cârpă la cap? Aha. Nici tu preot, nici tu iudeu. Cine știe ce pușul m-au mai fi? Tu! Eu? Da, tu, ia vin un coace. Ia vin un coace. Ce vreți de la mine? Lăsați-l în plata domnului. Nu vezi că e un călic ca mulți alții. Ce vreți de la mine? Auzi, ia să ne spui și nouă, ce-i cu zdreanța asta legată de capul tău? Vă rog, lăsați-mă în pace. Ce aveți voi cu capul meu? Stai să-i scoți o zdreanță și să vedem noi ce are la capul. Vă rog, să nu vă atingeți de mine. Lăsați-mă în pace. Ca să vedeți. El nu are ureche. Lăsați-mă! Eu fi tăiat urechea de cineva pentru tâlhărie. Ori poate pentru calorie? Lăpădătoare, dracul! M-am mușcat! Pe mine mă zgâriați! Nu mă mai țineți! Nu mă mai țineți! Eu sunt Marco. Marco! Servitorul marelui preot. Dacă tu ești servitorul lui Caiafa, atunci eu sunt împăratul romanilor. Ezechia, Ezechia, Marco. Da, mamă. Au
Au trecut ani de atunci, dragul mami. De când? Știi tu de când? Da, au trecut. Ei și... Ești încă bărbat în toate puterile? Da, sunt. Și ce vrei să spui cu asta? Vreau să spun că ar fi timpul să uiți. Nu pot uita, mama. Să uiți odată și odată obida aceea și să cauți să-ți faci un rost în viață. Nu pot uita, mama. Îți faci un rost în viață cu pâine ca să putem trăi și noi ca toți oamenii. Nu pot. De ce nu poți? Fiindcă eu nu trebuie să muncesc ca toți ceilalți. Da? De ce crezi tu că nu trebuie să muncești? Fiindcă eu am fost născut să devin principe. Bine. Dar până acum n-ai devenit. N-am devenit principe fiindcă în clipa hotărătoare acel Mesia m-a fermecat. El m-a vrăjit. Și eu nu am putut să mă apăr când ucenicul lui Petru mi-a tăiat cu spada urechea dreaptă. Iar pentru aceasta eu trebuie neapărat să mă răzbun. Ura asta ta ne-a dus la cerșit. Ne-a dus la o sărăcie de care nu o să putem scăpa nici când. Iar dacă vrei să te răzbuni cu prețul ăsta, de ce nu ai făcut-o până acum? Nu m-am răzbunat fiindcă nu-l pot găsi pe Petru. Dar tot îl găsesc eu pe la urmă. Nici pentru astăzi nu avem firimitură de pâine în casă. Mama, chiar acum mă duc pe străzile orașului și o să cer de pomană. Poate îmi dă cineva ceva. Ieri mi-a adus doar niște fructe și acelea din jumătate putrede. Aduc și eu ce mi se dă. De furat nu fur. Așa, de mâine încep sărbătorile de Paște. Iar la sărbători, precum știi, negustorii și pelerinii devin mai darnici. Atunci îngrăbește-te și tu ca să ocupi un loc undeva mai în centrul Ierusalimului, unde e mai mare forfată omenească. Bine, mamă. Da. Mă duc. Du-te, dragul meu. Du-te. De turtă pentru copilașii mei flămânzi. O bucățică de turtă, vă rog, o bucățică de turtă. Să vă aibă Dumnezeu în pas. Fie-vă milă de un orb, fie-vă milă. Doamne Dumnezeule, ajutați-mă, vă rog.
De câteva zile nici fărâmă de pâine n-am mai pus în gură. Ajutați-mă, vă rog, Doamne, ajutați-mă. Uitați-vă la mine, vă rog, uitați-vă la mine. Am doar o singură ureche, una singură. Dar să nu credeți cumva că aș fi un sclav. Nu, nu, nu sunt un sclav fugit de la stăpân, nu. Sau vreun tâlhar ordinar, nu, nu, nu. Sunt un erou. Da, da, un erou. Aveți în față un adevărat erou, căruia i-a fost tăiată urechea într-o crâncenă încăierare pentru străvechea noastră credință iudaică. Poftim, domnilor, vă pot arăta chiar și urechea, da, o port cu mine. Uite, uite aici, în punguța aceasta de piele. Poftim, uitați-vă. Zdreanța asta murdară și încrețită? Da, 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 aceasta este urechea mea. Am pierdut-o în luptă cu Mesia și ucenicii lui. Noaptea aceea, ei erau vreo 100, da, sau poate chiar 200. Și toți, toți ca unul înarmați cu spade și sulițe. Zeci din ei, da, zeci din ei au fost tăiați chiar de spada mea. Dar Mesia, Mesia era un mag care i-a înviat pe toți până la unul. Și tot el i-a făcut să dispară. În acea luptă, domnilor, de viață și pe moarte, mi-am pierdut eu urechea. Da. Aruncă-mă câțiva bănuți și hai să mergem. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc până la pământ. Și să vă aibă Dumnezeu în pază. Și precum vă spuneam, o să port urechea aceasta, semnul deznădejdei mele, până când mă voi răzbuna pe acel care mi-a tăiat-o. Și cine ți-a tăiat-o? Torbatul de pietru mi-a tăiat-o. Mi-a tăiat-o mișelește. Nu cumva vorbești de apostolul Petru? Chiar el? El, și pe el vreau să mă răzbun. Dar el e un fricos, fiindcă după ce a fost crucificat învățătorul lui, el a dat bir cu fugiții. Nu e adevărat. Cum nu e adevărat? Nu e adevărat, chiar el l-am văzut aici în Ierusalim, cum vorbea în fața mulțimii. L-ai văzut cu adevărat aici? Bineînțeles că l-am văzut. Spun adevărul, era cu câțiva prieteni. De apostolul Petru vorbiți? Da, 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 despre el. Păi nu l-am văzut numai ce după colț. Ei. Și astăzi vorbește mulțimii despre acel învățător al lor, scuipat și biciuit și răstignit. Aha, deci a sosit și ceasul răzbunării. Iisus Hristos, care după marea milă sa, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, ne-a născut pe noi din nou spre nădejde vie, spre moștenire nestricăcioasă și neîntinată și neveștejită, păstrată în ceruri pentru voi. Salve! Salve, salve! Ca să vezi, e luna iunie și e o dimineață atât de încețoșată. Și e destul de răcoare. Să ne grăbim,
Să reușim înainte de răsăritul soarelui, cât străzile Romei sunt pustii. Unde să ne grăbim? Păi pe nenorocitul ăsta de bătrân creștin avem ordin să-l crucificăm în pădurile Vaticanului. Încă de ieri seara am dat ordin să se pregătească un car și o cruce. Una mare de stejar. Păi pe celălalt lider al lor, cum îi zicea? Celălalt? Pavel. Da, Pavel. Pe celălalt l-am decapitat aici, că era cetățean roman. Faza! Deschideți porțile! Soldați! La drum! Și ăsta, cum ai spune? Petru. Deci Petru. Mi s-a spus că e cel din tâi cap al bisericii. Poate până la urmă Nero va pune capăt dezordinilor provocate de acești blestemați creștini. De el stâlpii odată. De când au apărut aici la Roma nu mai avem nicio liniște. Le pădăm toată răutatea și tot vicrășul și păsărnicile și pizdele și toate crăvitirile. Crește plumbi de corângă spuci, doriți cu doar laptele cel duhovnicesc și neprefăcut. Ca prin el să crește spre mântuire. El a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi, murind față de păcate, să ne fim dreptăți. Cu rănile lui v-ați vindecat. Mă recunoști. Nu, omule, nu te cunosc. Dar te văd prea frământat de ceva. Îți amintești de mine? Te prefaci că nu mă cunoști. Se scurg zilele anului 817 la Roma. Și au trecut tocmai 7 perioade de câte 5 ani de la nenorocita noapte de la Ghetsemane. Noaptea de la Ghetsemane. Nu ți amintești de noaptea în care a fost arestat acel învățător al tău? Nu ți amintești de Marco, de servitorul lui Caiafa? Eu sunt acel Marco și tu ai fost cel ce mi-a tăiat urechea cu spada ta. Acea crestare a urechii mele a fost începutul tuturor nenorocirilor. Din vina ta am devenit batjocura poporului și un câine înfometat la ușile bogaților. Sunt ani și ani de când aștept această zi. Astăzi tu vei plăti cu sânge toate delictele și trebuie să știi că eu sunt fericit. Te văd atât de înveninat de ură, mi-e milă de tine. Ți-e milă? După noaptea aceea un timp ți-am pierdut urma. Apoi ai revenit la Ierusalim cu câțiva prieteni de-ai tăi. Te-am urmat, te-am spionat, dar nu ți-am sărit în spate, fiindcă niciodată nu erai singur. M-am răzbunat și eu așa cum am putut, când insultându-te de la distanță, când răspândind printre oameni bârfe despre tine. Alte ori am fost și spion de bunăvoie pentru vorbele și faptele tale în plata unor scribi care mai mult decât alții detestau secta voastră nouă. Când am aflat că ai fost arestat împreună cu Ioan, inima mi s-a bucurat. Speram că vei fi condamnat și omorât cu pietre ca Ștefan și gustam din timp voluptate de a privi cu pietrele în mână cum te omoară alții. Dar ați fost eliberați și eu atunci am plâns cu lacrimi amare ca niciodată în viața mea. Puțin timp după aceea ai fost din nou închis și atunci am sperat că de data aceea va fi bine. Știam că Agripa te consideră periculos, semănător de schismă și îți dorea moartea. Dar într-o dimineață s-a răspândit vestea că, deși erai păzit de 4 soldați,
ai dispărut din carceră. După câteva luni, mi s-a spus că te-ai refugiat în Antiohia. Și eu nu puteam trăi. Vroiam să mă răzbun pe tine, responsabilul rușinei mele. Și pe picioare, cerșind mereu, m-am dus în Antiohia. M-am interesat de casa ta. Și zi și noapte, iar și iar, te-am urmărit. Într-o zi, nerecunoscându-mă, crezând că îți cer de poman, mi-ai oferit câțiva bani. I-am luat. Apoi, blestemându-te și scuipând, ți-am aruncat cu furie în ochi. Peste un timp ai părăsit și Antiohia și te-ai oprit în Corint. Cu o navă care își ridicase pânzele spre Grecia, te-am urmat. Să trăiesc acolo sau în altă parte era pentru mine același lucru, numai ca să te pot spiona și blestema pe tine, ucenicul lui Hristos. În fiecare oraș găseam iudei creduli și miloși, care mi acordau mila de a mă asculta și de a-mi potoli foamea. Numai grecii mă luau în râs. Ei îmi spuneau, potolește-te, Marcu, regii sunt celebri întotdeauna din cauza unei urechi. Amintește-ți de urechea lui Midas și de urechea regelui Dionisos al Siracuzei. Anii se scurgeau cu repeziciune și eu am început să simt că îmbătrânesc. Dar sufletul îmi era stăpânit de o siguranță absolută și consolatoare că tu, Petru, într-o zi sau alta vei plăti cu o moarte rușinoasă vorbirile tale nebunești, ca și vechile și noile tale vinovății. Știam că un popor sălbătăcit sau un călău cândva mă va răzbuna în sfârșit și pe mine, pe Marco. Îmi va adormi sau îmi va vindeca chinul meu? Dar ai dispărut și de la Corint. Și câțiva ani nu am avut nicio știre despre acel care mă rănise. Unii spuneau că te-ai întors în Antiohia, alții povesteau că te văzuseră la Tir sau în Samaria. Ceream tuturor știri și tuturor mărturiseam. Nu vreau să mor fără să fiu de față la chinuirea celui care mi-a tăiat pentru totdeauna nu urechea, ci viața. În cele de urmă am aflat de la mai mulți că trăiești liniștit în metropola Imperiului. Pentru un sărman ca mine n-a fost ușor să vin la Roma. Și totuși, cerșind, rugându-mă și economisind chiar și pâinea, am reușit să debarc într-o zi ploioasă de mai la Ostia. Pe jos, înfometat și plin de praf, am ajuns noaptea la Roma. Un iudeu pe care îl întâlnisem într-o tavernă din drum mă conduse în Trastevere, în cartierul locuit de evrei, și m-a recomandat unei familii de bogătași care, după ce au ascultat întâmplările mele, m-au primit în casa lor ca oaspete. Încet, încet, am aflat totul despre tine și despre biserica întemeiată de tine la Roma și despre bănuielile și dezordinele provocate de creștini. Da, sunt ani și ani de când aștept această zi. Astăzi tu plătești cu sângele toate delictele și trebuie să știi că eu sunt fericit. Da, fericit. Și tu, Petru, să-mi spui în față că ție milă de mine. Ai dreptate. În noaptea aceea, sfârmat de durere, am fost vinovat față de tine. Puțin spus vinovat. Ai fost un criminal. Învățătorul meu m-a certat pe drept pentru gestul meu de criminal și pocăința
Nu a șters greșeala și durerea. Bineînțeles că nu a șters. Dar nu vreau să mor înainte de m-am împăcat cu tine. Să te împaci cu mine? Iartă-mă, Marco. Eu să te iert. Da, să mă ierți. Suntem amândoi bătrâni și obosiți. Și eu, peste câteva clipe, voi fi alături de tatăl nostru. Lasă ura. Nu pot. Uită ura. Nu pot. Iartă-mă. Te rog. Nu te iert. Sunt bătrân. Am capul albit de ani și nu-mi rușine să-ți cer iertare în genunchi. Iată-mă îngenunchiat în fața ta și-ți cer iertare și o ultimă binecuvântare. Nici în genunchi nu te iert. Nu vrei să ierți pe un moribund? Nu. Dacă nu mă înșală urechea, în aramaică vorbiți. Așa e, centurioane, în aramaică. Ei, tu! Eu? Tu! Ce vrei de la condamnat? Eu... Tu trebuie să fii unul dintre acești iudei care vor să distrugă Roma. Cum te cheamă? Marco din Ierusalim. Marco din Ierusalim, zici? Da, și eu nu sunt dintre aceia. Nu sunt creștin. Vă rog să mă credeți. Nu ești creștin. Nu. Dimpotrivă, sunt cel mai mare dușman al acestui Petru, pentru care sunteți aici, să-l pedepsiți pentru relele făcute de el, da? Dar eu nu te cred. De ce să nu mă credeți? De ce să nu mă credeți? Trebuie să mă credeți. Dacă acesta, care e un fruntaș al creștinilor, a îngenunchiat în fața ta ca în fața unui Dumnezeu, asta înseamnă că ești un șef al sectei, mai mare chiar decât el. Cum adică? Cum adică să nu fiu crezut? Ei voi, soldați! La ordin! Luați-l și legați-l de pinul acela. După ce vom sfârși cu acest complice al său, îl vom duce și pe el la tribunal. Iar voi, urcați-l pe condamnat pe cruce! Cu capul în jos? Cu capul în jos! Am înțeles! Cu capul în jos! Capul în jos. Privește, i-au tăiat deja o ureche. Văd, trebuie să fie un vechi tâlhar. Sau un sclav fugit de la închisoare. Mă bate gândul să-i tai și urechea cealaltă. Iudeu în puțin. Hai, Marcule, să te legăm de pin. Ce te tot zgâiește așa la condamnat? Haide, mușcă-te oare! Dacă nu vrei de bunăvoie, ridică-te încă parți! Iartă-mă, Marco! Ce? N-ai mai văzut restigniți pe cruce cu capul în jos? Lasă condamnatul să-și dea sufletul în voie! N-ai tu unde fugi de noi. Nu poți fugi de noi. Credeai tu că nu o să te putem prinde?
Iată, iată că ți-am tăiat și urechea cealaltă. Urechea ce-ți mai rămăsă. Acum nu o să mai ai nicio ureche. Sclăblistea mea ce e. Acum te vor râde și câine cerșetor, nenorocie, nenorocie. Că nu mai suflă. Da, e mort, e mort. A murit de frică. Nu pentru că i-am tăiat și urechea cealaltă. Da, de frică a murit. De frică. Mergem să raportăm centurionului. Mergem. Am transmis episodul 3 din serialul radiofonic Mărturiile Calvarului, spectacolul radiofonic de Andrei Burac, după o idee de Giovanni Papini. În distribuție, mama lui Marcu, Valentina Izbesciuc, artista poporului. Marcu, Nicolae Darie, artist emerit. Caiafa, Vitalie Rusu, artist al poporului. Iuda, Gheorghe Grâu. Iisus Hristos, Ion Sandriș Curea, artist al poporului. Petru, Vasile Constantin, artist emerit. Un scrib, Anatol Mândru. Cetățeni ai Ierusalimului. Ion Muzica, Anatol Cucu, Valentina Chițac, Constantin Adam, Nadejda Cocârlă, Viorica Iancu, Gheorghe Pârlea. Primul centurion, Andrei Porubin. Al doilea centurion, Dumitru Chicu. Primul soldat, Andrei Soțchi. Al doilea soldat, Vlad Surcanu. Compozitor, Vlad Burlea. Redactor muzical, Emilia Burlea. Interpreta cântecului, Nătălița Margine. Regia de studio, Silvia Ilarionov. Regia artistică, Olga Șveț. Redactor Ilie Teleșcu.